Întotdeauna când vrei să faci bine, bine este urmat de rău. Fă binele și așteaptă-te la rău. Cam ăsta va fi mesajul din ziua de astăzi pentru Biserica Chiloc. În Iacob 3 cu 13 cuvântul spune așa: cine dintre voi este înțelept? Mă opresc. Este vreunul dintre voi înțelept? Om înțelept înseamnă om care a rupt-o cu păcatul, păgânătatea, lumea, lucră din ea, trăiește. Dar nu mai trăiește el. Hristos trăiește în el. Și dacă Hristos trăiește în el, vreau să spun că înțelepciunea, Domnul spune prin Iacob, s-o cer. Pentru că el dă cu mână largă începutul înțelepciunii. Din punctul meu de vedere, mulți cred că înțelept este fireș. Să fii înțestrat, capacitat cu anumite atribute. Hristos este înțelepciunea întruchipată a lui Dumnezeu. Câți cu Hristos v-ați botezat, cu El v-ați îmbrăcat? Și dacă Hristos este lăuntrul nostru, ce fel de oameni trebuie să fim noi? Cuvântul mă îndrozește. Spune cuvântul așa: cine dintre voi este înțelept și priceput? Cel mai înțelept om de pe tot pământul a fost împăratul Solomon. Solomon, Dumnezeu îi spune lui Solomon la întâlnirea lui, când a adus cele 1000 de jertfe pe Gabaon, ce înțelepciune și pricepere ca să pot conduce acest popor care e ca nisipul mării. Înțelepciunea și priceperea sunt date. Și pentru că nu cer bogăție, nu cer întietate, îți voi da pe deasupra bogăție cum n-au avut nimeni, întietate cum n-au avut nimeni, dar îi cere 4 lucruri. Îi cere 4 lucruri. Și hai să mă uit la lucrurile acestea. 1. Să nu te mai întorci înapoi în Egipt. 2. Să nu ai mai multe neveste. 3. Să nu faci negoți de cară și cale. 4. Să nu strângi avere. Omul cel mai înțelept legat de pe toate partea. Primul. Se încostrește cu Faraon. Lasă pe Dumnezeu și poporul Dumnezeu. Și merge la Faraon. 2. Are 700 de neveste. Și 3 sugerțitoare. 2. Are 1400 de iese. Și 4000 de cale. Are averi 666 talanți de aur care vineau fiecare an, plus 420 de talanți de aur care vineau de la negozori cei mari. Vă întreb, la ce i-a folosit înțelepciunea? N-aș vrea careva din Biserica Pentecostală Râpa să creadă că e înțelept. Înțelept ești dacă nu calci în picioare cuvântul. Cum poți spune că ești înțelept când tu ești un om care faci diferenție? În casa ta din 3 plus 5 plus câți ai? Unul preferat, unul urât. Pe unul nu ai de inimă. În casa ta, mama ta a ajuns necăjită văduvă, n-are câte de pe masă. Nu-i da. Mă uit acum la adevăr. Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Cel mai blând om de pe fața pământului a fost Moise.
poporul pe care l-a scos din robie s-a stricat. Și au făcut un Dumnezeu, se închină înaintea lui și pe mine m-au părăsit. Ei milicesc Moise. Le șterg numele de pe fața pământului. Ce îi spune Moise? Doamne Dumnezeule, lasă-te de răul ăsta. Dacă nu mă asculți, mai bine șterge mie numele din carte vieții. Decât să-i pierzi pe ei. Dar, Moise, fii foarte atent acum. Eu n-am amestec dulceața cu amărăciunea. Lumina cu întunericul. Pe cel ce-a păcătuit, el pierd. El nicesc. Și acum voi credeți care sunteți și vă ascultați. Că ești înțelept dacă într-un moment în care ești strâns cu ușa din cauza unei crize financiare, recurci la tertipul ca să-ți câștigi existența cu niște greși și rășuni. Că Dumnezeu spune, te înțeleg că ești necar și lipsuri? Crezi? Sau crezi că cuvintele tale nu sunt cântărite? Toate sunt cântărite. Toate sunt contabilizate. Ai păcătuit cu voia Evrei 10:26, nu mai rămâne nicio șef. Și acum mă din nou la înțelepciune. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Domnul ne dă o poruncă nouă. Să ne iubim unii pe alții. Cum? Cum a iubit Iisus Hristos biserica sa și și-a dat viața pentru ea? Noi ne iubim cu adevărat, scumpilor. Eu vă iubesc pe toți fără diferenție. În ochii mei aveți același preț toți. Nu fac diferenție. Chiar dacă fii îmbrăcată ca o scufiță roșie sau ca un harafal. Pentru mine totul ești. Ce iubesc eu la voi și ce iubesc eu la voi? Că sunteți chipul lui. Doi. Că v-a ales el să facă din voi o împărăție. În care Domnul să-și spună Duhului să locuiască. Dar mă întreb de multe ori, oare suntem noi împărăția lui Dumnezeu? Oare locuiește noi Duhului? Pentru că dacă locuiește noi Duhului, ne iubim. În orice circunstanță. Între noi, Domnul spune că dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Dragostea acoperă tot. Dar când ne mușcăm, acolo e dragoste. Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Ce mai blânzi din adunare, atinge-te! Dă haina lor! Și-o mai periculos ca liber. Eu sunt omul care mă îngrozesc. Nu-mi vine să cred că poate exista atât perseguitare. Să fie omul acolo de perseguitare. Nu știu, nu dau să am. Baiul meu este că mă iubesc. Dar nu-i ba, un lucru foarte bun. Și mă iubesc necondiționat. Doi, cel ce mă vede și mă cunoaște, știe că nu fac între voi diferenție. Aș vrea ca toți să vă prețuiți, să vă iubiți, să trăiți într-o armonie, așa cum este inima mea. Cuvântul spune 3:14. Dar dacă aveți și în inima voastră pismă amară, fraților, nu-l cunoști pe om decât atunci când își deschide gura. Așa de frumos îl vezi atunci și te miri și te gândești, dar Doamne, el ia o vorbe. Păi aș fi crezut că e o sfânt. O sfântă. Păi din cuvintele tale rezultă ce ai cumulat acolo. Voi credeți că Duhul Sfânt nu știe ce e voi? Lucrurile acoperite le cunoaște Dumnezeu, iar cele descoperite le cunoaște noi.
Dar Duhul Domnului care este în noi ne cunoaște și pare acoperite și pare descoperite. De aceea face El această chemare. Prin mărturisire cu gura se ajunge la neprihănire. Mare putere a rugăciunea celui neprihănit. Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară, nu ce intră pe gură spurcă omul. Ce intră pe gură intră în stomac și apoi în haznar. Ce iese din gură. Și acum te întreb, dacă îl faci pe fratele tău, pe sora ta, pentru că a murit Hristos, să plângă. Crezi că ți-a sesi util? Vreau să vă atrag atenția că dacă din pricina mea unul suferă, Dumnezeu zice că mai bine m-aș fi născut eu. Știți cum o zice de asta? Vai de cel prin care vine prilejul! Vulpile mici strică vinile în floare. Este înțelepciune când ne basculăm vorbele nechipzuite unii către alții? Este înțelepciune când cumulăm noi o travă a răzbunării? Care din voi poate face un fir de păr alb sau negru? Care din voi poate adăuga la înălțimea lui un cot? Scumpilor! O lucru nu uitați! Cel ce vede tot, Cel ce știe tot, Cel ce va scoate totul la lumină și va judeca fără părtine în dreptatea Lui, este Domnul. Ochii Domnului sunt deschiși asupra întregului pământ. Dar spune Biblia, se uită Domnul și aude Domnul pe cei neprihăniți. Oare aude-mă Domnul? Oare sunt eu neprihănit? Că dacă nu ești neprihănit, spune că fața Lui este împotriva celor răi. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duc de ceartă, principiul este cu neputință ca între noi să nu existe ce. Ciorbăie. Dar Biblia spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-au pune mânia, să n-au pune soarele peste mânia noastră. Cum mă întreb? Vorbesc despre înțelepciune. Că dacă mă întreb de fiecare, ești frate, sunt înțelept. Frate, eu sunt înțelept. Dar verificăm-ne acum. De ce ai o inimă acră? De ce îi felin în inima ta? Pentru că într-un om în care s-a locuit, s-a născut Dumnezeu și iubește Dumnezeu, inima aceea nu mai este a ta. Este a Lui. Din prisosul gurii, inimii, vorbește gura. Și acum, dacă inima este a Domnului, între noi ar trebui să fie psalm, cântări de laudă, imnuri de mulțumire, o salare, nu? Duhul de ceartă. E la culme. Dacă într-o casă sunt doi, e ceartă. De la când sunt doi, e ceartă. Dacă și nici. Nu mai vorbesc. Nu se mai suportă soț vă soții, pruncii vă părinți, soacrile pe noi, nu se mai suportă. Dar noi pozelăm și credem că suntem înțelepți. Și tot toți spunem și afirmăm, eu am dreptate. Oameni. Dumnezeu în dreptatea Lui va judeca fără părtinire pe fiecare om. Frica de Domnul, fiți foarte atenți, este recunoașterea sfințeniei, dreptății și neprihănirii Lui Dumnezeu. Îl recunoști pe Dumnezeu că e sfânt? Păi dacă îl recunoști că e sfânt, eu te întreb pe tine acum, tu cum trebuie să fii? Sfânt, nu? Pus deoparte. Și dacă Dumnezeu spune că sfinții care sunt în țară sunt toată plăcerea mea.
Voi credeți că numai la unii e cer Dumnezeu să fie sfinți? Noi suntem mântuiți, păziți de cel rău prin cine? Prin puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne pădește pe noi. Dacă mă întreb, îl recunoști sfânt? Dacă nu îl recunoști că e sfânt, să înțelegi că și tu trebuie să fii sfânt. Îl recunoști că e drept. Trebuie să știi că și tu trebuie să fii drept. Îl recunoști că e neprihănit. Și tu trebuie să fii sfânt. Și acum mă întreb, în sfințenia lui, Dumnezeu spune, cine e sfânt, să vă sfințească. Cine e nedrept, să trăiască mai departe nedrept. Nu mă vorbește. Dacă aveți în inima voastră pisma mără și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Când sunt certuri între voi, pisma, tulburare, vă spun răspicat, a scăzut din har. Harul numai în voi. Harul numai în noi. Hristos ne-a dat un duc de pace. Duhul de pace ne îndeamnă să strigăm Abba! Adică Tată. Tu când intri în casă, ești fiul păcii? Ești fica păcii? Sau toate lucrurile intră în derivă? Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară, mulți cumulează amarul, dacă de pildă nu reușit o afacere, o cumulează acolo. La muncă este batjocorit, cumulează acolo. În casă nu este înțeles de soție, cumulează acolo. Și când îți plinică în brațe un frate mai slăbus, un prunc mai plăpând, ne vărsăm tot amar pe acel copil, pe acel frate și ne sfânțăm părăsiți, bombardați și nu știm de ce. Domnul spune, femeilor, nașteți prunci, umpleți-vă torba cu prunci, că atunci când veți sta cu vrăjmașii voștri la poartă, să aveți torba plină. Dacă nevestele ar avea prunci, n-ar avea vreme de foarte mare. N-ar avea vreme să umble din casă în casă. N-ar avea vreme să-și facă gusturile. Au părăsit porunca. Domnul vrea familia, soția și bărbatul să fie roditor. Câți dintre familiști au înțeles cuvântul acesta? Toți spun pe primul plan înțelepciunea lor firească. Păi Domnul ne-a dat frate în minte. Ne facem atâția prunci cât putem crește. La cât ne putem oferi casă, la șină, la locul de muncă. Oare așa a zis Domnul? Când Domnul m-a întocmit pe mine și te-a întocmit pe tine, înainte să fii fost vreosit din viața mea, El deja mi-a planificat tot parcursul vieții mele. Și familia care se mă nasc, și eșecurile în viață, și bucuriile, și binecuvântările și încercările. Și acum ne spune, frate, dar ce legătură are asta cu înțelepciunea? Revin. Dar dacă aveți în inima voastră pisma mare și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Cine e adevărul? Iisus! Sfințește prin adevărul tău! Cuvântul este adevărul. La început cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu. Cuvântul s-a făcut trup, s-a făcut printre noi, prin DH și adevăr. Cuvântul este Iisus Hristos. Să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. În public, înțelepciunea o vezi de la o distanță, dacă e dumnezeiască, sau e firească, drăcească, pământească. Înțelepciunea duhovnicească. Nu vorbește nechipzuit, nu se înalță, nu se îngânfă, nu se umplă de mândrie. Nu, 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 multe acolo. Hai să uităm acum la următorul. 3:15. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, fi
cine-i? Băurești și Dumnezeu? Tatăl nici nici cine este? Dracu! Și diavolul ăsta caută prin minciună să despartă pe nevastă de bărbat, pe prunci de părinți, pe frați de frați. Minciuna are voie să fie în biserica noastră. Biserica Domnului este răscumpărată. Nu cu aur și argint de prescumpe, ci cu sfânt sângele Diavolului. Iisus, când a fost confruntat de tatăl minciunii, care a zis către Iisus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrelor să se facă pâine. Este scris ce ai văzut aici, că tu nu ai ce dialoga cu diavolul. Vă uitați la ecran, vă uitați la televizor, tatăl minciunii e acolo. Vă specializați în minciuni, vrăstească la minciuni. Filmele sunt minciuni. Nu e realitatea nimic. Realitatea este una singură. Dumnezeu. Dumnezeu spune că ține lumea asta, toată lumea asta, sprijinită pe nimic. Toate ce le vedem noi au fost făcute din lucruri care nu se văd. Tot ce vedem noi. Și pe om l-a făcut din țărână. Dar interesant că specialiștii ăștia mari vor să afle cum s-a făcut țărână. Și n-au cum. Pentru că el a strâns țărâna din apă. N-au mai strâng o și. Mai strângă și. Și facă pom, pună lipesc, pună păduri, pună munți, pună dealuri, să vedem. Pentru că el spune că o strâns pământul din apă. Și acum pământul ăsta, care este ca un burete pe trei mase de apă, pământul în sfert în globul ăsta, de fapt, e locuit de specia corona creației Dumnezeu, care în loc să-i aducă slavă, laudă. Fac război, crime, omoruri și mai mult decât atât, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricăror necinstiri a lui Dumnezeu. Oamenii au început să se însoare femei cu femei, bărbați cu bărbați. Lucrul ăsta se legalizează și apoi oamenii spun că se înțelegi. Frate, e vreun om? Nu, nu. În viziunea lui Dumnezeu, familia e concepută strict dintr-o singură femeie și un singur bărbat. Și copii. Acum uite acum, în înțelepciunea aceasta, adică prisma mare, Duh de ceartă, nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Suntem pământești. Toți oamenii sunt concepuți, făcuți din pământ. Pământul tinde spre ceea ce e în pământ pus, Duhul tinde spre Duh Sfânt, spre înțelepciunea de mântuire. Acum vreau să vă spun și vă spun de ori. Cine e mai puternic? Vasul sau ce e în vas? Că dacă e puternic pământul, trage Duhul înspre lume, iad și plăcere. Dacă e puternic Duhul care e pus în vas, trece trupul ăsta după sfințenia lui Dumnezeu. Înțelepciunea aceasta nu vine Iisus. Dacă ești un om certăreț, dovedești că în tine nu s-a produs nașterea. Înțelepciunea aceasta e pământească, firească, drăcească. Și au pe mulți că spune că sunt mulți oameni nemântuiți cu faptul i-ai plinit ca pocăință. Ce înșelăciune? Cum vă poate să dă acord din halul ăsta? Și e calcă în picioare sângele legământului celui nou făcut în sângele lui Hristos. Pe acela Dumnezeu spune că îl va munci, îl va spulbera. Și acum revin. Cel mai slab dintre mântuiți e mai bun ca cel mai bun dintre nemântuiți. De ce? Că ăla a fost răscumpărat din fel de șerpețuire de către Iisus Hristos. Ce spune? Nimeni nu-i poate smulge din mâna mea. Mă uit la cuvântul Domnului.
Domnului. Biblia dă două nume. Lazar și bogatul. Pe Lazar îl numește cu nume. Omul ăsta ducea o viață chinuită. Bolnav, plin de bube, stătea la porta bogatului. Bogatul nu vrea să mănânce doar fârniturile. Câini veneau să-i mingă bubele. La bogat nici nu-i dă numele Dumnezeu. Și acum uit, prin Duhul Sfânt, într-una, după ce am istoria aceasta, Dumnezeu spune că Lazar moare și vine îngeri și duc în sânul lui Avram. Mai avea o strează bogatul? Păi bogatul nu doar a trăit Lazar. Veni din ce vorbesc acum. Tu de aia trăiești ca să spii, să răiești pe astfel de tine. Muri Lazar, ne putem să dovedească lui Lazar că este om bun, om cu mente. N-a vrut să mai dea să știa. N-a vrut. Și când moare Lazar, moare și bogatul meu să pot trăiască. Și interesant că el în groapă, și unde îl duce? În flăcări. Și din flăcări de acolo, bogatul vechi de Lazar sunt la Avram și strigă la Avram. El și ea o critică în șef. Nu s-o plecă, nu este rău. Avrame! Trimite pe Lazar. Adică și-a pune șef. Șef era. Cum fac? Era șef. Nu, nu! Că între noi și voi este o prăpastie. Hai să ne uităm acum la niște prăpastiile noastre. Ce desparte pe un om neprihănit de Dumnezeu? Lipsa de îmbrăcăminte, lipsa de îmbrăcăminte de mâncare, lipsa de posturi, strântorele, încercările, nimic. Dar pe un nemântuit, toate le spart. Prăpăstii. S-ar putea că pentru o vreme când ești aici străin și călător ești vremelnic, una din prăpăstii din care cauză nu mângheaște Dumnezeu familia ta, este că din bunurile binecuvântării pe care Dumnezeu le dă în casa ta, nu-i faci parte săracului care stă la ușa casei tale. N-ai inimă pentru ăla care bate și cerșește la tine fărniturile. Una din prăpastie este periculoasă. În ce sens? Domnul spune că cel ce face milă are parte de milă. N-ai milă, n-ai parte din milă. O altă prăpastie poate fi școlile. Păi eu sunt cu facultate. Mă comună la două căci la moarte. Se alimentează cu facultatea. Când mor, se alimentează școlile tale. O altă prăpastie din neam puternic în satul ăsta, ce să rade într-un neam mai puțin. Prăpăstie. Și acum vine Dumnezeu cu răspătirile. Pe cel care în viața asta au avut lipsuri. Și de mâncare, și de confort, și de binecuvântări, îl duce sânul la Avram. Ferice cei săraci și înfometați că cei vor fi săturați. Dumnezeu să fericească pe cei flămânzi după de plenire. Și aș vrea acum să vă spun, Domnul mai fericească pe cei plinți. Pe cei plini de pace, fiii păcii, fericește. Mă uit la Iacob. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească și drăcească. Hai să ne uităm la două exemple ale Sfintelor Scripturi. Ioan Botezător, trimisul lui Dumnezeu ca antimărgător înaintea lui Hristos. Cu misiunea de a propovădui ce? Iertarea păcatelor. Pocăința, mântuirea, iertarea păcatelor. Și Ioan spunea, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Și eu și voi suntem în pustia acestei lumi. Cum suntem aici?
străini și călători. Suntem vremelnici. Noi aici nu suntem pentru totdeauna. Suntem pentru o perioadă. Noi ne-am coam aici ca și cum am fi definitiv aici. Și acest om, când cuvântul Domnului îi spune să iasă în pustia evreii, să vestească pocăința, e fără păcatelor mântuirea, iese. Veneau la el, oameni șmecheri, farisei, saducheii, și vreau să vrească botezul. Și Ioan îi spune, pui de răbunci. Cine v-a învățat să fugiți de mâinea viitoare? Faceți dar fapte frece de pocăință. Acest om cu un caracter devotat lui Dumnezeu e modelul meu. Aș vrea ca biserica din râmba să aibă caracterul Ioan. Tot Israelul tercea la adulterul pe care Irod îl trăia cu Irodiada, soția fratelui său fiu. Toți tăceau. Toți își iubeau mai mult capul. De exemplu, în conflict cu Irod, tăceau. Dar Ioan nu l-a interesat capul. Nu l-a interesat decât adevărul lui Dumnezeu. Și de acolo din temniță, într-o zi cu bun prilej, când Irod își sărbătorea ziua de naștere, și avem mesteri la masă, oamenii de sus puși, bogătani, glasul lui Ioan se auzea la masă. Ioan, nu ți este îngăduit să locuiești împreună cu Irodiada. Și spune cuvântul că Irod ar fi vrut să-l omoare. Dar nu știa ce să facă. Îi plăcea să-l asculte, îl știa om neprihănit, și era cumpăr, ce să facă? În schimb, cu acest prilej, soția lui avea o fată care umbla desmățată și care cu așa ocazie a zilei de naștere lui Rob a ieșit între oamenii care erau nuntă în piele goală. O ieșit nudă. Și a început să danseze pe placul lui Rob. Și când Ierod a văzut o pire acolo dansând, așa de mult i-a plăcut, încât i-a zis, dacă îmi cer jumătate din împărăție, ți-o dau. Și ea merge la măsa și o întreabă, ce să cer? Ce trebuie să ceară? Păi Ierodiada o deranja că din temniță striga Ioan. Și zice, capul lui Ioan Botezător. Și când aude Ierod, n-ar fi vrut să fac lucrul ăsta. Dar pentru că o jurat, eu te iau capul. Vreau să vă întreb acum, Ioan, în fața toporului, și-a schimbat mesajul. Fata lui Ierodiada a dansat și a câștigat ceva. Fetele în zilele astea stansează și nu știe nimic. Vreau să vă spun. Nu mă înțelegi și greșit. Ziua ta de naștere, Biblia mea spune așa. Vai de cel ce întinde un pahar în cinstea soartei. Domnul spune că îi îngenunchezi și pe toți îi tai în bucăți. Poate ai făcut-o și tu! Mai să ne veselim că e ziua mea! N-ai știut-o până astăzi. Oprește-te. Isaia 65 cu 11 spune clar. Pe toți îi îngenunchezi și îi tai în bucăți. De sate. Acum mă revin. Înțelepciunea despre care vorbesc, Ioan a avut înțelepciunea în Dumnezeu. A fost dintre copii născuți din părțenei, cel mai mare. Dar în împărăția lui Dumnezeu, este cel mai mic. Hai să mă uit la alt om. Un om care nu tace. Când Dumnezeu se revelează, și
Și acesta este Daniel. Daniel, un prinț de război, fără părinți, în Babilon, este selectat de Nebucadnezar ca timp de 3 ani împreună cu astfel tineri, Ședrac, Meșac și Abednego, să mănânce din bucatele împăratului, să bea din vinul împăratului, că atunci când împăratul îi va testa, care vor fi mai înțeles, mai destoinici, să-i pună în cârbuirea împărăției. Și Daniel, un prinț de război, un tânăr de 17 ani, spune lui Așpenaz că pe tine o știe lui Nebucadnezar. Că pe tine, te rog, nu mă lăsa să mă spurg cu bucatele împăratului și cu vinul lui. Te rog! Ia-i mă roța mea! Dă-ne zarzăpat și dă-ne apă. Și încearcă-ne Așpenaz. Nu mă lăsa să mă spurg. Câți din avem un gând așa de curat? Pentru Daniel a mâncat din bucatele împăratului, care erau întâi blagoscoviți de Dumnezeilor, însemna să se închineze. Înțelegi? Vino însemna să se închineze. Și a spus Așpenaz, dă-ne legume. Și Așpenaz a zis, mă chem numai de porunca împăratului. Că dacă o să mă bată, mă bată cu fețele mai slab, mai urâți, îmi pune scapul pe mine și pe ei. Nu, nu. Zice ce? Și Dumnezeu a făcut ca ei să capte trece. După 10 zile, ăștia erau mai frumoși, mai grași, ca ceilalți. Dar ce interesant după asta? Când îi testează de Nebucadnezar, sunt mai înțelepți ca toți înțelepți, ca toți haldei, ca toți niștorii stele, de 10 ori. De 10 ori. Acest om nu i-a permis lui Așpenaz, ci le-a rămis, să se înspurce cu mâncarea din palatul și cu băutura. Ce frumos caracter! Împăratul știa că Daniel era evreu. Știa împăratul că Daniel se ruga de 3 ori pe zi cu geamurile deschise spre Ierusalim. Și atunci împăratul vrea să-l pună pe Daniel mai mare trecător peste cele 120 de sfinturi care avea el în primire. Și ceilalți colegi de-a lui Daniel, când au auzit planul împăratului, au început ei să caute ceva nod în papură. Să găsim ceva! Să n-ajucă Daniel acolo, că pe tine. Și-o spune eu, spuneau aceia, că n-au găsit nici măcar o greșeală ca să-l întrece pe Daniel să ajungă mai mare. Dar s-au sfătuit între ei zis decât dacă am găsit ceva în legea mezilor și perși. Și a ajuns să dea o poruncă ca timp de 30 de zile. Nu mult, fraților, 30 de zile. Nimeni din împărțirea lui Nebucadnezar să nu se închine decât lui Nebucadnezar. Și să-i scrie porunca se vecepește și Daniel sărac, cum aude porunca semnată, noi pocăiții de rău am zis de sân, dar ce scrie de sân? Ne închină. Mai nu plimbea să atâta cu ca ăsta, de pe care zis, că cei se închină, ajunge unde? Unde ajunge? E grob! E grob, fraților! Nu era un lucru apucat! Și Daniel și cum să terminează porunca, se închină ca de obicei, de trebuie păzi. Ăștia intră, dau pusna, îl găsește în timpul și mea la împărat. Împăratul! N-ai dat tu poruncă? Ba da! După legea mea și o șapești și o nu voi schimba, unul din prinși de război, cu numele Daniel, că mi-ai dat ținutul să le conducă, nu ți li s-a de loc de porunca ta. Primul lucru, prima reacție, Nebucadnezar,
Dacă nu vă puteți iubi unii
unii pe alții, nu sunteți ucenicii mei. Așa. Și doi, nu puteți să moșteni împărăția. Cine urăște, spune Biblia, este un ucigaș. Mulți cred că ăia sunt ucigași care le omoară cu cuvântul. Mai grozav ucigaș ca și cuvântul, care scos pe gură, nu există. Cu gura binecuvântăm și cu ea omorâm. Domnul să facă să ne înțelepțim acum. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare. Am trăit un caz în care erau certați doi frați. Și nici pe patul morții n-au dat iertare. O mers fratele nevinovat la cel care era vinovat. Cel care era vinovat era bolnav, incurat, îi putea să moară. Și asta mi-a vinovat, o mers la el și a zis, te rog, iartă-mă. Înțelegeți-mă bine. Cel nevinovat. Nu. Nu de el. Nici pe patul morții. Și a fost chemat în casa aceea să intervină între ei. Fără să știu ce se întâmpla acolo. Duhul Domnului a spus, întâi pune-i să se împace unul cu altul. Și când am în casă să zic, care-s frații? Eu și alte parte. Domnul Iisus v-a spus, vă băgați. Nici dacă mor. Adevărat, adevărat îți spun. O să-ți duc să-mi gura mea atunci. Ești un ucigaș. Nu-mi pasă. Vei ajunge în iad, în focul veșnic, unde focul nu se stinge și rea nu moare. Nu-mi pasă. De la ce s-au certat? De la o palmă, Domnule. Pentru meșterii. Scumpilor, au murit, îl au murit. L-așteaptă și ea, garantat. Vă întreb acum, pentru o palmă de pământ, nici unul din noi, nu-mi duci pământul cer, nu-mi duci. Să ajungi în iad? Pentru nu că nu-ți poți tu răstigni eu ăla, fie aceea ta, să rugi iad. Vermele care nu are conștiința. Eu știu că s-a tot să predic în adevărul Dumnezeu. Trăim cu 17. Înțelepciunea care vine sus este întâi curată. Un om înțelept este ca un geam transparent. În omul ăsta nu este nicio prefăcătorie, nici ochii clărie, nici o amărăciune, nici o ură, nici o pismă, nici o duh de ceartă. Omul ăsta e un fiu al păcii. Întâi curată, apoi pașnic. Câți din voi, chiar dacă vi s-a luat avere, vi s-a luat pruncii, animalele, a spune ca eu, Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul fie binecuvântat. Câți din noi? Aceasta demonstrează înțelepciunea din Dumnezeu. Vă uit acum la voi. În momentul în care se mânie Nebucadnezar pe Dumnezeu, Dumnezeu vorbește prin Daniel, află împărate că 7 vrei vei fi scolit dintre oameni, vei fi legat la oaltă cu fiarele câmpului, vei fi urât, udat de rog cerului, vei pași iarbă ca bou, până când vei recunoaște că Dumnezeu este Domn și Stăpân și Mântuitor și că El guvernează tot. Și când vei recunoaște, îți vei intra apoi în atribuții. Mă tot gândesc la Darius, care îl băga pe Daniel în groapă. Mă tot gândesc că numesc la groapă dimineața, la dinse dimineață. Daniele, cu un glas plângăresc, a putut Dumnezeul tău să te scape veșnic să trăiești împărat. Dumnezeul meu a trimis îngerul pentru că în mine n-a fost găsită greșeală. Te întreb, în tine este greșeală? Înțelepciunea
este întâi curată, pașnică. Rugămintea mea astăzi, în noastră de plânge, este să dăm mâini de pace. Amin. Indiferent că ești soț și soție, că ești părinți și copii, că suntem frați și surori. De ce? Vom demonstra astfel. Și dacă faci superficial, se va da alții. Eu mă rog ca Domnul să o fac, să te facă să o faci din inimă. Amin. Pentru că Domnul își vrea să inimă. Blindă. Înțelepciune blindă. Când e vorba să fim blânzi unii cu alții, nu avem răbdare cu alții. Ne agităm unii pe alții. Vreți să-i provocăm pe toți, dacă eu sunt stichit, vreau să fie clișine în urmă în fundul bisericii. Citați! Ăsta e drag. Domnul Iisus vrea să transmită blândețe, bunătate, pace, credincioșie, pace de bun, de bine. Ușor de duplecat. Ce fain ar fi să lucreze cu oameni din ăștia. Când a spune unui frate, mă poți ierta? Te-am și iertat, frate, și-s gata să ne ocupăm. Nu. Nu te pot ierta. Cine vă dă și nouă cu tău? Cine? Că Domnul Iisus este dragoste. Și dragoste înăuntru tău ce spune? Iartă. Chiar dacă nu ești ceva, iartă. Vreau să vă spun că dacă fac o faptă rea, nu mă incriminează. Și sufăr. Ce spune Domnul? Ferice? Vai. Dacă sufăr pe drept, se odinește Domnul de Vesemii, nu? Plină de îndurare și de roduri bune, fără părtire nefățarnică. Dar vă uitați la aceste atribute mi se potrivesc. În ochii lui Dumnezeu, eu sunt slujitorul lui. În ochii voștri, sunt slujitorul vostru. Dacă v-ați urmărit și mă urmăriți în continuare, dacă vreau să dintre voi, pentru mine aceeași valoare va lui Ema, ca și Bel. Mariana, ca și el. La mine există oameni cu prioritate. Ăsta-i farmecul meu. Că în ochii mei, toți sunteți coroana creației lui Dumnezeu. Pentru toți a murit Iisus Hristos. Și Hristos, când a înviat și voia să vă iau împreună cu El la o viață nouă și stricăcioasă, n-o zis, mă, ungurule, pentru că am murit altfel. Mă, românule, pentru că m-am sfârșit altfel. Mă, neamțule, pentru că m-am potrivit altfel. Nu. Domnul Iisus a luat păcate ungurilor, românilor, neamților, de El. De El asupra lui. Și-o mers cu El. Și-o zis în Geneze 22:18. În sămânța ta, Avram, sunt binecuvântate toate națiunile pământului. În sămânța ta. Cine era sămânța lui Avram? Descendentul Avram. Iisus. Iisus. În sămânța asta suntem cu toții binecuvântați. Domnul ne-a chemat să ne binecuvânteze. Domnul ne-a chemat să ne separăm. Frontierele statale nu le-a pus Dumnezeu. Le-a pus oamenii. Gardurile, religiile, le-a pus oamenii. Dumnezeu a zis, mântuirea este într-unul singur. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Prin credință și har. Mântuirea nu are numele ortodox, baptist, pentecostal. No. Mântuirea are numele mântuit. Și Domnul spune pentru că ne-a iubit, a părăsit slava Tatălui, a luat robia roabă, a dus-o în calvar și a murit împreună cu mine, păcatul meu, cu voi, păcatul vostru, ca nimeni să nu mai trăiască în păcat, nu ești ce mă zice. Ne uităm din nou. Înțelegeți că vine sus este întâi curat. Când înțelegi, nu înțelegi. Când învârtești, nu înțelegi. Când înșeli, nu înțelegi. Când faci lucruri necumpătate, necumpătate, nu înțelegi. Curat. Adică, când faci ceva, știe bărbatul, știe pruncii și toți îți mulțumiți. Nu când faci ceva, nu știi nimeni și vai, Doamne, că aflat bărbatul că eu fac parte Domnului, îmi dă-i cap. Nu, nu. Soare care mi-a spus, frate care mi-a spus. Nu vrea frate să dai parte Domnului. Nu vrea nimeni să dai parte Domnului. Tu dă-i. Dar întâi spui lui că faci bine.
Biblia spune să dăm parte Domnului din deșeala de lucrul nostru. Deja corpul, eu voi da-o. Pentru că mie spune să o dau. Și cu asta ești absolut de orice vină. Iar cel care se împotrește ca, ca tu să o dai, va înțelege că nu te poți opri, că e porunca lui Dumnezeu. Dar mulți fac să nu știi bărbatul. Nu, nu. Ești dator să-i spui și pe ce îi spui, nu faci. Mă bate frate. Bate-te. Înseamnă că totul și cam ești tare. De ce? Că te așa. Dumnezeu nu îngăduie. Mă uit la cuvântul Domnului la înțelepciune în ultimul verset 3:18. Și roada neprihănirii este semnată în pace pentru cei ce fac pace. Roada neprihănirii este semnată în pace pentru cei ce fac pace. Roada neprihănirii ne însoțește? Avem roade neprihănire? Mă uit acum la un adevăr și vreau să mă duc el în Sfinte Scripturi. Fă binele și așteaptă rău. Iisus Hristos este chemat de către Maria și Marta în Betania. Fratele lor era de moarte. Și el îl cheamă, vino de grab, lasă, trage să moară. Și Iisus spune, am să merg și am să vinde. Dar zăbovește în adins două zile, în locul în care se afla. Și în momentul în care merge, spune ucenicilor, mergem în Betania. Și ucenicii zice, mergem cu toții să plăim împreună cu Lazar. Ce spune asta cu mintele astea? Toma, era mai haslit. Hai să mergem să plăim și noi împreună cu el. Și Iisus spune, Lazar, amit. Dar mă duc să-l trezesc. Îmi pare bine că nu am fost acolo. Ca voi să credeți. Căci eu sunt învierea și viața. Și acum Iisus merge spre Betania. Și înainte de a intra în satul Betania se oprește. Și Marta fuge la Iisus și spune, dacă ai fost aici, n-ar fi murit fratele nostru. Dar știu că orice vei cere în Domnul îți va face. Lazar va învia. Știu că va învia. În ziua de apoi. Nu, nu! Eu sunt învierea și viața. Și Marta fuge în casă și spune Maria, vii Domnul. Și Maria fuge la Iisus, fug după ea și evrei care se tânduiau și ziceau, dacă l-ar fi înviată, să nu lăsă să moară și pe lasă. Iisus, când vede poporul fugind la el, plângea. Nu plângea că era neputincios în fața morții lui Lazar. Plângea pentru cetatea nemântuită. Ierusalime, Ierusalime! Care omor pe proroci. De câte ori am vrut să te strâng, cum strânge găina pui sub aripi. Și n-ai vrut. Și Maria îi spune și ea, Doamne, că ai fost aici. Crede că lasă în viață. Dați pe aproape o parte. Și Iisus începe rugăciunea. Tată, îți mulțumesc că întotdeauna m-ai ascultat. Știu că și acum tu mă asculți. Lazar, ești afară. Și Lazar iese legat de mâini și picioare afară. Acum, când evrei, preoți, văd că Dumnezeu, Domnul Iisus, învie pe Lazar, hotărăs moartea. Dar nu numai lui Iisus, și a lui Lazar. Din ce cauză? Din cauza că mulți evrei se mântuiau. Și Caiafa, ca mare preotul în aceea, zice, este mai bine ca să moară un singur om pentru întreg norocul, profeta, decât să moară tot poporul, că vor veni romani și vor nuici și pe noi și casele noastre. Pentru bine, el primește rău. Mă uit la caz. În momentul în care Petru și Ioan urcă la poarta frumoasă,
spun, uită-te, ținte la noi. Și el se uită, ținte la ei, crezând că va primi ceva de la ei. Aur și argint nu avem. Dar ce avem? În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te, ridică spatul și umblă. Și Petru apucă de mână și îl salută. În urmă acestei minuni, Petru ajunge în temniță. Împreună cu Ioan. Ei în temniță sunt scoși de către Domnul. Petru ajunge din nou să fie arestat. Fapte 12. Să fie omorât. Pentru că Iacob, fratele lui Ioan, a fost tăiat capul la el. Și a zis că îi place la evrei. Ce au zis? Arestăm și pe Petru și pe Sărbător, îl executăm și pe el. Și Petru în temniță, între patru cetele câte patru soldați, legat cu lanțul la mâini și picioare, doi soldați lângă mâinile lui, doarme de-a plinirea. La miezul nopții, Îngerul Domnului pătrunde în temniță, lovește pe Petru în coste, lanțul îi cade pe mâini de picioare și îngerul îi spune, încalță-te. Heros! Cu ce? Cu râta Evangheliei păci. Îmbracă-te! Cu scutul credinței. Pavăza! Pavăza! Încinge-te! Cu brâul adevărului. Asta trebuie să le faci tu. Încalță-te! Îmbracă-te! Încinge-te! Și apoi urmează-mă. Petru credea că are o revelație. Credea că are o viziune. Se încalță. Când te încherți la porunca Domnului, înseamnă că te-ai descălțat întâi. De firea pământească. Care caută să te robească. Destul! Au fugit pașii tăi din casă în casă. S-a dus și s-a vizit cercul și pisma mare. Destul! Opriți-vă! Domnul laudă pașii care tot crești bune. Știe cura ta pe câți ai vorbit de la. Și când auzi că ați vorbit după tine, da? De ce mă vorbesc? Dar știe cura ta pe câți ai vorbit tu. Doi, când ne îmbraci, îmbracă-te cu mântuire, cu scutul credinței. Apărarea să fie scutul placi. Încinge-te cu adevărul. Chiar dacă doare, spune fratele tău, sorei tale, adevăr. Nu vorbim niciun. Biserica din Răpa ne-a spus Domnul să presupărți astăzi. Și știu că cei va continua să clevetească, să vizbuiască, să vorbească, vor rămâne semne în biserică. Știu că am un Dumnezeu care apără cuvântul. Vă spunere și dacă nu iau seama, voi apăsa. Și atunci vor ști de ce apăs. Pentru că eu m-am scârbit, salut, atac repetit, atac izbuit, atac ură. Și acum înțelege-mă! Încalză-te cu drâmța Evangheliei. Adică cuvânt, rugăciune, post, milă, fapte bune. Îmbracă-te și doi, te încinge de credință. Nu te încinci, ei vor mai parte niciun. Dar nu mai ai scuze. Petru iese în ușa largă din strană spre zine la și rămâne singur și am ce să lege că Domnul a trimis părinții să-l scape. Și merge în casă pe la lui Ion Marcu. Unde erau rămas cei care se rugau pentru el și Roda. Deci vine Petru la ușă, ești nebun. Cam așa ne rugăm noi. Vine că Domnul pe frate, pe soră. Mă, frate, nu vine că. Pentru nebun, mă. Mă întrebăm, nu muri de între. Cam așa e credința la unii. Vreau să spun, camera de acolo de la urmă la altă, Roda îi spune, nu, nu-i clasul, nu îngerul, e Petru. Și Petru îi duce și spune cum Domnul salvat. Astăzi Domnul vrea să te salveze. Vreau să te salveze din pușcări. Până ce ai fost în prins, ferecat, 14 trași au fost în jurul tău. Vreau să vă spun foarte clar, cele 4 legiuni, 4 soldați, câte 4, 16, cei doi de mâini, 18. Uitați-vă la faptele firii pământești și șiruite. Uitați-vă acolo. Cam atât a ales.
preajmă să cadă alea. Până ce ai fost ținut între fortărețe pline de duhuri. Domnul vrea să te scoate acolo. Și cred că Dumnezeu și lucrul care a reușită. Acum ne ridicăm cu toții. Deci,